Primăria municipiului Călăraș a organizat tradiționala sărbătoare a Bobotezei în Parcul Central. Evenimentul a început cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Volna, apoi suita oficială s-a deplasat în Parcul Central pentru oficierea slujbei a Ghiazmei Mari. A urmat ceremonia aruncării și recuperării de către înotători a Sfintei Cruci din apele brațului Borcea, iar la încheierea evenimentului, călărășenii prezenți au servit fasole și vin fiert. Mântuitorul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Fiecare nou an care a început, pentru fiecare dintre noi Hristos să fie calea pe care o urmăm, adevărul pe care îl mărturisim și viața pe care o trăim. Urmând calea aceasta, va fi cu adevărat anul 2020, un an binecuvântat, cu pace de la Dumnezeu, cu sănătate, cu bună sporire, va fi un an în care să rugăm pe Dumnezeu să aflăm pace sufletelor noastre, să fim făcători de pace și fii al lui Dumnezeu. Amin. Pentru mulți și binecuvântați ani! Felicitări! Fii binecuvântat! Stai pe Dumnezeu! Pace! Felicitări! Amin! Întoarce-te puțin ca să... Eu între noi. Hai să cinem! Gata! Uite, și aici o diplomă! Da? Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! Și pariții e de la... Da? Gale! Da. 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 Da.